Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este dramatică această veste pe care ați anunțat-o dumneavoastră de scumpirea medicamentelor. În această perioadă, într-adevăr, au crescut pensiile cu 10% față de anul trecut, când punctul de pensie era numai 1000 de lei. Dar în afară de aceste probleme care ne-au luat prin surprindere, fără să fie, mă rog, pregătiți pensionarii pentru asemenea moment neplăcut, mai sunt creșteri și la alte produse specifice bătrânilor, cum sunt, de exemplu, problemele alimentelor, întreținerea locuințelor și toate celelalte cheltuieli. De aceea trebuie să dea de gândit decidenților care au în vedere proiectul noii legi a pensiilor, pentru că dacă vor merge în ritmurile acestea de creșterea pensiilor și uneori chiar mai mult de creșterea pensiilor, respectiv de creșterea prețurilor, situația va fi din ce în ce mai grea. Ați fost chemați la discuții, domnule Cojanu? E o problemă cu proiectul noii legi a pensiilor. Noi am cerut să fim audiați, adică să discutăm cu domnii de la Ministerul Muncii în legătură cu această problemă. Așteptăm să ne dea răspuns, dar pe de altă parte există o lege a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, legea 16, care obligă pe cei care inițiază legi, precum și legea pensiilor pentru vârstnici, să obțină avizul acestui Consiliu Național. Noi așteptăm ca proiectul de lege să vină la Consiliul nostru al vârstnicilor să discute cu noi și să facem propunerile cele mai bune pentru noua lege a pensiilor. Un apel foarte important pe care sunt sigură că cei de la Ministerul Muncii l-au auzit, domnule Cojanu, să fiți chemați la negocieri pentru legea pensiilor. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Avem o altă informație extra.